ziua, vă salut, Tatiana. În urmă cu ceva timp mi-a fost trimisă această fotografie de către o doamnă, doamna Lenuță Jurable, care face parte din grupul meu de lucru de pe Facebook, cu rugămintea dumneiei de a face un tutorial pentru acest frumos batic. Eu am urmărit fotografia respectivă și, bineînțeles, din moment ce este o lucrare deja pe internet, atunci cu siguranță undeva există un tutorial. Am realizat un baticaș după ideile mele, acesta este. Este foarte ușor de executat, poate fi lucrat pentru toate mărimile, însă eu acesta l-am făcut pentru o fetiță de aici, din vecini. Următorul va fi tot o dedicație, să spunem așa. Deci vom porni astăzi cu acest batic sau bandana, cum doriți să o numiți. Eu voi folosi acest fir. Veți folosi firul care doriți dumneavoastră, puteți folosi bușa, puteți folosi avize diva, indiferent, firul care doriți dumneavoastră. Eu folosesc aceste fire deoarece am în stoc bucăți de bobine pe care doresc să le utilizez. După cum vedeți, voi folosi croșetul cu numărul 3. Am făcut deja un ochi de lanț și voi începe 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț, voi lua firul de două ori pe croșet, voi intra cu croșetul în corespondența primului ochi de lanț și voi face un picioruș dublu înalt, după care cele două fire le voi închide și voi continua 1, 2, 3, 4, firul de două ori pe croșet, mă întorc în ochiul de lanț cu numărul 4, voi face picioruș dublu înalt. În felul acesta veți lucra atât cât aveți nevoie pentru circumferința capului. Fie că faceți pentru dumneavoastră, pentru fetițe, veți măsura circumferința capului și veți face toate acestea. Eu aici am început pe sunt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 astfel de segmente. 2, 3, 4. Vă voi arăta încă o dată. Iar dumneavoastră, în funcție de mărimea care aveți nevoie, veți face segmentele necesare. Deci, în felul acesta trebuie să arate. Și noi vom lucra singuri în continuare. Eu am lucrat un total de 16 astfel de segmente. În momentul în care am lucrat și cel de-al 16-lea și l-am închis, voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet. Voi intra în corespondența primului ochi de lanț și voi face un picioruș dublu neterminat pe care voi ține pe croșet cel de-al doilea picioruș dublu neterminat în corespondența aceluia și ochi, iar acum le voi închide pe toate trei împreună. Și începând din acest moment, voi continua din nou 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț, firul de două ori pe croșet, voi intra cu croșetul în corespondența celui de-al patrulea ochi de lanț, care de fapt este primul, așa cum am făcut și până acum, am făcut piciorușul dublu înalt, le vom închide împreună firul pe croșet și în acest moment ne vom întoarce pe partea cealaltă, însă, după cum vedeți, în această porțiune unde am încheiat un segment și l-am început pe cel de-al doilea, eu voi intra croșetul și voi face un picioruș dublu, după care voi face din nou 4 ochiuri de lanț, firul pe croșet, mă întorc, ochiul de lanț, și face
am piciorușul de Ronald, am închis firul pe croșet și din nou voi intra în același loc în următorul grup. Voi face un picioruș dublu, cred că nu trebuie să iasă, așa, deci voi face piciorușul meu dublu. De ce fac aceasta? În primul rând, pentru că, după cum ați văzut aici, am introdus această pâmplicuță, care poate fi legată la spate pentru a da stabilitate paticașului, paticuțului, mă rog, sau poate fi pusă doar așa de frumusețe. Și după ce am făcut și acest picioruș dublu, voi continua din nou. 4 ochiuri de lanț, firul pe croșet de 2 ori, voi intra în corespondența primului ochi de lanț, piciorușul dublu înalt, le închid împreună, firul pe croșet, mă deplasez către următorul punct și voi face piciorușul meu dublu. Astfel va apărea și o mică dantelă. 3, 4 și vom continua singure în acest mod. Eu am ajuns în corespondența ultimului segment, voi face ultimele 4 ochiuri de lanț. De 2 ori firul pe croșet, voi intra în ochiul de lanț cu numărul 1, fac piciorușul dublu înalt, iar acum, pentru că sunt la capăt, voi lucra în felul următor, firul pe croșet, voi intra în primul ochi de lanț și voi face un picioruș dublu. Firul pe croșet, voi intra în corespondența aceluiași ochi de lanț, voi face cel de-al doilea picioruș dublu, neterminat, cel de-al treilea picioruș dublu, neterminat, iar acum le voi închide pe toate trei împreună. Deci, practic, aici, la capăt, avem același lucru ca și aici. Așa. În continuare, vom lucra. 1, 2, două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Voi continua. 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț. Deci avem un total de 6 ochiuri de lanț aici, firul pe croșet. Întorc lucrarea pe partea aceasta și voi face un picioruș dublu în corespondența spațiului unde am închis segmentele de lucrare. Deci va veni exact în direcția piciorușului dublu pe care l-am lucrat deja. Și din nou, 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț, firul de croșet. Voi intra aici, în acest spațiu, și voi face un picioruș dublu, 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, firul de croșet, următorul picioruș dublu. În felul acesta vom merge până la capătul lucrării, care, așa cum v-am spus, va avea atâtea segmente câte aveți dumneavoastră nevoie. Noi continuăm singure. Am ajuns la capătul rândului, voi face ultimele 4 ochiuri de lanț, 3, 4, firul pe croșet și în corespondența locului unde am închis segmentul din picioruș dublu înalt și ochiurile de lanț, voi face un picioruș dublu. Acum voi toarce lucrul pe partea aceasta. Voi intra cu fir alunecat în corespondența spațiului formate din cele 4 ochiuri de lanț. Voi face 2 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu și în continuare voi lucra alte 3 piciorușe duble. Astfel vom avea un total de 4 piciorușe duble în spațiul format din cele 4 ochiuri de lanț. După care, firul pe croșet, mă voi îndrepta către următorul spațiu format din cele 4 ochiuri de lanț și voi lucra din nou 4 piciorușe duble. Deci, în aceste spații formate din cele 4 ochiuri de lanț, în fiecare vom lucra câte o serie de 4 piciorușe duble. După ce lucrăm acestea, noi ne vom reîntâlni pentru a continua lucrarea. Deci, 4 piciorușe duble, 2, 3 și cel de-al patrulea și continuăm singure. Am lucrat și ultimele 4 piciorușe duble.
acum voi întoarce lucrul pe partea cealaltă și cu fir alunecat voi ajunge în corespondența spațiului dintre piciorușele 2 și 3. Deci, practic în mijlocul celor patru piciorușe. Iau firul pe croșet. Dar, de fapt, nu voi lua firul pe croșet. Voi intra în acest spațiu direct cu fir alunecat. Voi lucra două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Firul pe croșet. Voi intra și voi face cel de-al doilea picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separare și voi continua cu alte două piciorușe duble cu corespondența aceluiași spațiu. După care, voi lua firul pe croșet și voi intra din nou în spațiul dintre piciorușele 3 și 4 și voi lucra în același mod. Două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, urmate alte două piciorușe duble. Deci acesta este practic modelul de bază cu cât înaintăm se va distinge mult mai bine. Din nou firul pe croșet, voi intra în următorul spațiu și voi lucra în același mod. Două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, urmate alte două piciorușe duble. Și astfel vom merge până la capătul rândului, lucrând această secvență, acest raport, cum îmi place mie să le numesc deodată. Rămas firul, iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând și vom continua. Acum vom continua singuri, cam așa trebuie să se prezinte ceea ce lucrăm. Am ajuns la capătul rândului, acum voi întoarce lucrarea și cu fir alunecat voi ajunge în corespondența spațiului format din cele două ochiuri de lanț. Deci vom face fir alunecat până când vom ajunge în acel spațiu. Uitați, am ajuns acum, voi face două ochiuri de lanț, firul pe croșet. Voi continua cu un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, firul pe croșet și voi continua cu alte două piciorușe duble în interiorul acelui spațiu. Și voi continua, trec în următorul spațiu, două piciorușe duble, două ochiuri de lanț de separare, urmate alte două piciorușe duble. Vom repeta aceasta până la sfârșitul rândului, iar noi ne vom întâlni. Îmi place, este frumos. Am ajuns și la capătul acestui rând, vom întoarce lucrarea și cu fir alunecat vom ajunge în corespondența spațiului format din cele două ochiuri de lanț din cel de-al doilea raport. Deci acesta este primul, cel de-al doilea. Și vom face piciorul alunecat până când vom ajunge în acea porțiune. Ajuns aici, în corespondența acestui spațiu, voi face două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separare, urmat de două piciorușe duble. Practic vom lucra același model, doar că ne deplasăm un raport mai în față și apoi continuăm. Continuăm în felul acesta până în corespondența penultimului raport. Deci nu vom închide rândul, ne vom opri aici și vom lucra și acesta inclusiv, ultimul rămâne liber. Deci continuăm singure. Iată, ne-a ajuns în corespondența penultimului raport, deci am scăzut de o parte și de cealaltă. Acum vom întoarce lucrul și din nou cu fir alunecat
va trebui să ajungem în corespondența celui de-al doilea raport. Deci vom repeta. La fiecare rând lucrat, noi vom scădea un raport de o parte și unul de cealaltă. Modul în care scădem, l-ați văzut și-l vedeți și acum, cum facem trecerea cu fir alunecat. În felul acesta am ajuns în corespondența spațiului format de cele două ochiuri de lanț. Am făcut două ochiuri de lanț ce țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu. Deci, practic, repet tot ceea ce am lucrat până acum, până în corespondența penultimului raport. Iar acolo, așa cum ați văzut, vom scădea. Cu fir alunecat ne vom deplasa corespondența următorului raport. Astfel vom scădea. Iar noi vom lucra singure. Cred că explicațiile au fost destul de pe înțelesul dumneavoastră și vom continua să lucrăm singure, ne vom întâlni pentru a finaliza lucrarea. Deci vom scădea un raport de o parte și de cealaltă. Modul de scădere vi l-am arătat deja, iar acum continuăm să lucrăm singure. Am ajuns și la ultimul rând. După cum vedeți, aici eram ajuns la 4 rapoarte, am făcut o scădere, am ajuns cu fir alunecat în corespondența ochiurilor de lanț, acum voi face două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, două ochiuri de lanț, practic fac ceea ce am făcut și până acum. Am lucrat primul raport, voi lucra și pe cel de-al doilea, după care putem spune că am încheiat lucrarea noastră. Bineînțeles, dumneavoastră lucrând cu firul cu care doriți, deci uitați-vă, am ajuns și aici, iar acum pentru a închide, mă voi întoarce din nou și voi face fir alunecat în modul în care să-i dau un pic de stabilitate. În felul acesta noi vom închide și această lucrare scurtă, care sper să fie pe placul doamnei. Așa cum vă spuneam, nu pot copia practic tutoriale care aparțin altor persoane, deci am ajuns aici. Voi scurta firul, capătul de fir îl voi ascunde, iar apoi, dacă doriți să puneți acea panglicuță, bineînțeles, la dorința dumneavoastră, puteți pune panglicuța de culoare care doriți. S-a încurcat și croșetul. Se lucrează foarte ușor, foarte repede. Deci, dacă firul este un pic mai grosuț, într-o oră ați lucrat acest baticaș. Eu atât am dorit să vă prezint. La atitudinea dumneavoastră, vă spuneam, las cu aranjamentul bânglicuței, sperând să vă placă și acest tutorial, ascund și acest capăt de fir aici, modul în care să-i dăm stabilitate, pe care îl voi tăia. Eu, așa cum am spus, le voi dărui aici unei fetițe. Este bine de multe ori să facem și acte de caritate.
așa. Cam aceasta este ceea ce am dorit să vă prezint. Vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru vizualizări, pentru like-uri, pentru comentarii. Iar dacă v-a plăcut și ceea ce v-am prezentat astăzi, vă rog să lăsați un comentariu, un like, să distribuiți, de ce nu. Iar eu vă îmbrățișez cu drag, pe fiecare dintre dumneavoastră vă iubesc și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută, Tatiana!